Pentru Fecioară, data de 4 iunie, are legătură cu luna plină care se formează la această dată, în Săgetător. Lună plină care aduce în prim plan rezultatele unor proiecte pe care le-ați început cu 6 luni în urmă. Aceste proiecte țin de comunicarea voastră și de relațiile voastre cu cei apropiați. Această lună plină aduce în prim plan secrete, aspecte, relații, lucruri ascunse ce țin poate de locul de muncă sau de sănătate și ele aduc o concentrare a frustrărilor în zona relațiilor. Folosind comunicarea, tactul, diplomația, se pot valorifica aceste frustrări într-un mod mai creativ. În data de 5 iunie, Venus, intrat în Leu, aduce o influență pe secrete, pe misticism, zonă în care se aduce curajul, se aduce voința și tendința de a fi mai creativ, de a dramatiza, de a experimenta emoții mai puternice. Sunt aspecte care, din punct de vedere astral, favorizează creativitatea, în relații un spirit mai dramatic, mai creativ, iar conjuncția lui Mercur cu Uranus din Taur aduce influență pe studii, pe cunoaștere, pe călătorii, prin deschidere către o gândire mai progresistă, către originalitate, către excentricitate. Există riscuri, de altfel, de a fi mai încăpățânați, mai neadaptabili, de a experimenta relații un pic mai spiritualizate, relații mai independente.